Poți să vii, ok? Acțiune! Filmul de prezentare le este de mare ajutor tuturor celor implicați în turism. Astfel, ei pot promova mai bine litoralul la târgurile de profil. La notorietate ajută și actorii, iar de data aceasta în film vor juca nume sonore ale Constanței, precum Gheorghe Hagi, Simona Halep și Horia Tecău. Mama este un loc sigur. Apa este curată, plaja este largă, sunt restaurante unde mănânci bine. Serviciile sunt bune, oamenii sunt ospitalieri, deci acestea sunt lucrurile cele mai importante pe care mi le doresc și eu când merg într-o destinație. Filmul de promovare al stațiunii de anul trecut a fost atât de bun încât a ajuns la festivalul de la Cannes. Echipa care lucrează la pelicula de anul acesta a și găsit povestea perfectă pentru cele trei celebrități. O să urmăm o poveste care îmbină un grup de prieteni și nu doar un cuplu, un grup de prieteni și nu numai, într-o poveste frumoasă. Cum îl veți integra pe Horia Tecău, pe Simona Hale, pe Hagi? Cum îi veți integra? Ei toți trei vor fi cuplați într-o manieră cumva separată, deosebită de ce se mai întâmplă în restul filmului. O să-i vedem undeva la apus pe lac. Îmi doresc foarte tare să fac chestia asta cu ei, pe lacul din Mamaia. Producția filmului ar putea ajunge la 10.000 de euro, iar banii provin din taxa de promovare aplicată agenților economici.